Aproape jumătate dintre români cred că aderarea la Uniunea Europeană a adus avantaje țării noastre. Sunt date care apar într-un sondaj în scop realizat la comanda news.ro. Are detalii Daniel Coman. Cercetarea a comparat percepția românilor față de Uniunea Europeană față de cea de acum 10 ani, din 2014 mai exact. Hai să vedem datele. Dacă în urmă cu 10 ani doar puțin peste 35% dintre români credeau în avantajele aderării, ei bine, anul acesta procentul depășește 47%. Sunt însă și respondenți care spun că intrarea în Uniunea Europeană a adus mai degrabă dezavantaje. Aproape o treime dintre aceștia. Întrebați care ar trebui să fie prioritățile europarlamentarilor români, peste 42% dintre cei chestionați spun că ar trebui să lupte ca românii să aibă aceleași drepturi ca și cetățenii europeni. Peste 17% vor ca ei să obțină aderarea completă la Schengen și, bineînțeles, mai multe fonduri europene. Însă, doar în jur de un sfert dintre români recunosc că sunt bine informați în legătură cu activitatea europarlamentarilor români și a instituțiilor europene. Trei sferturi dintre respondenți, foarte important, se declară mai degrabă neinformați. Vorbim despre un sondaj în scop realizat telefonic în perioada 12. 20 aprilie, pe un eșantion de 1100 de persoane cu drept de vot, cu o marjă de eroare de 2,95%.